domnilor, bună seara, iată-ne astăzi aici din nou în platoul care transmite emisiunea 8 marțerele. Noi suntem tot alea 4 și în seara asta ne-am propus să vorbim despre copiii prezentului, copiii noștri. Copiii noștri în toate formele lor. Am onoarea să o prezint pe Angela Staffi, Diana Guja, Angelica Frolov. Fetelor, azi avem un subiect care mie mi este foarte drag, copiii prezentului. Noi toate suntem mame. Și bine că în lumea, adică ne putem permite cel puțin din această prismă să discutăm despre copii și o să încep de acolo că în lumea de astăzi sunt o grămadă dispute, fie că sunt copii indigo, copii de cristal, copii moderni, copii deosebiți. Voi cum îi simțiți pe ai voștri? Eu nu știu dacă pot să dau etichete, am citit și eu foarte mult despre asta. Cu siguranță copiii de astăzi sunt foarte diferiți de noi. Așa cum eram noi foarte diferiți de părinții noștri, în fond. Deci generațiile sunt altele. Că e foarte mare distanța dintre noi și ei, pentru că sunt tehnologiile, pentru că ei se dezvoltă altfel. Dar senzația este că copiii noștri care vin acum în lume sunt mult mai înțelepți decât noi și gestionează emoțiile altfel decât le gestionam noi. Câți ani are fiica ta? 14 și jumătate. Deci este adolescent toată forma ei. Dacă ar fi să faci o comparație între tine și între ea, ca și percepție la vârsta asta de 14 ani, tu surprinzi anumite schimbări? Evident. Schimbări sunt multe și, cum a zis Angela, copiii de azi sunt mai înțelepți și eu adaug că sunt mai inteligenți, mai deschiși la minte și mie, de exemplu, foarte mult îmi plac copiii din ziua de azi și adolescenții și cei care sunt mai mici și cei care sunt deja mai aproape de vârsta primii tinerețe, da? Așa, între adolescență și 20 de ani. Noi eram diferiți, eu eram diferită. Eu mă uit acum la fiica mea și mă minunez cât de bine se respectă. Deci pentru vârsta ei și nu doar ea, colegii ei, prietenii ei pe care eu îi cunosc de aici, din Chișinău, știu care sunt granițele personale, știu să spună nu de cele mai multe ori, așa cum noi n-am știut să o facem nici în adolescență și de multe ori nici acum. Știu plus minus ce vor, da? Bine, nu neapărat global, de la viață, deoarece vârsta încă nu le permite, dar după mine, ceea ce văd sunt mai pragmatici de multe ori, dar pe de altă parte și au și o spiritualitate. Și vreau să adaug că eu nu sunt de acord cu cărcotașii mai în vârstă, da? Inclusiv cu cei de vârsta noastră care compară și spun că iată, noi pe timpul nostru eram nu știu cum mai buni, noi nu eram mai buni. Deci copiii întotdeauna sunt mai buni decât părinții și asta este normal. Pentru mine asta este o lege a evoluției. Generația următoare să fie mai bună decât generația precedentă și să compari și să spui că noi am fost mai buni. Mi se pare asta o retrogradare. Cumva, sau că ei nu au valori, ceea ce mi se pare aberant. Pur și simplu spectrul valorilor s-a schimbat datorită realității în care trăim și este normal să fie așa. Ar fi culmea să aibă valori care existau cu 300 de ani în urmă și erau dar fondul lor, ceea ce zicea Diana, spiritualitatea lor de multe ori e mai înaltă, pentru că modul în care ei văd lucrurile este altfel. Este mai vast, să zici. Dintre noi patru, tu ești mama celui mai mare copil. Mm-hmm. Câți ani are fiul tău? 25. 25, deci e bărbat deja, da. Toată firea. Tu, care sunt zonele de conflict pe care tu le-ai întâlnit cu fiul tău, în general, sau dacă le-ai întâlnit? De mult timp nu mai avem conflicte, de când a trecut peste vârsta adolescenței. Și conflictele care erau conflicte obișnuite, când el încerca încă să-și acapareze teritoriul, da? Și încerca să se formeze ca personalitate și încerca să dea jos toate autoritățile, ceea ce este absolut normal pentru un adolescent. Dar eu aș vrea să adaug ceea ce au spus fetele, că și noi, ca părinți, suntem diferiți decât au fost părinții noștri. Acum este foarte multă informație. Și noi avem acces la această informație. Noi știm acum mai bine cum trebuie să educăm. Noi avem posibilitatea să citim despre psihologia copiilor, despre cum este corect să educi. Și noi le dăm copiilor noștri mult mai multă libertate decât ne dădeau nouă părinții, înțelegând ce înseamnă și de ce trebuie să o facem. Noi
Și iarăși, datorită și accesului la informații, datorită tehnologiilor, copiii își dezvoltă mai mult gândirea critică acum. Copiii deja nu te cred pe cuvânt pentru că ești matur și copiii nu consideră că tu trebuie să respectat doar pentru că ești matur. Acum trebuie să câștigi respectul copiilor prin ceea ce faci și ceea ce zici, nu doar prin faptul că tu ai mai mulți ani. Copiii nu te vor crede niciodată pe cuvânt, ei vor verifica informația. Vor căuta, vor verifica și vor veni a doua zi și îți vor spune, dacă este vorba de profesori, îți vor spune că eu am căutat, am găsit informația și tu ieri nu ai avut dreptate. Și noi, deseori, profesorii de astăzi, de exemplu, sau profesorii care au avut școala cea mai sovietică, ei se supără și ei cred că asta înseamnă că copiii lovesc în autoritatea lor, dar de fapt copiii au gândire critică și noi, părinții, trebuie să știm, să spunem că da, noi putem greși, da, noi putem fi mai proști decât tine în unele situații și asta este normal și da, copiii, într-adevăr, sunt acum, eu nu pot spune că ei sunt mai inteligenți decât părinții, dar ei sunt mai predispuși să analizeze și să caute decât am fost noi când am fost în vârsta lor. Poate ei sunt mai inteligenți decât am fost noi la vârsta lor, fiind copii. Da, asta da, așa. Deci da. Nu mai inteligenți decât... Da, da. Iată, în societatea modernă, acum există o dispută totuși între oamenii de știință și multe dintre noi mamele. Și anume, disputa asta se creează pe faptul că o parte dintre mame, văzând abilitățile copiilor și așa mai departe, mai citind un șir de informații sau fiind auzită fie pe net, fie la televizor, ca și termen de copii indigo, copii speciali, speciali în sens de indigo, de cristal, altă generație, atunci când își surprind copilul cu anumite abilități sau talente sau caracteristici determinate deja din frage de copilărie, își explică asta prin faptul că, păi, eu am acasă un copil indigo. Pe când savanții pe partea cealaltă vin, sau o parte dintre savanți vin cu, și specialiști vin cu tot felul de argumente că nu e tocmai așa. Hai un pic să încercăm să decojim acest subiect de cămăși și să vedem care sunt opiniile voastre. Angela, vreau pe tine prima să te întreb. Tu ce crezi despre copii indigo? Și pentru spectatori să adăugăm că prima oară acest termen a venit prin anii 70. Prima generație se consideră că, sau pregătitor a fost după războiul 2 mondial și prima generație cam prin 80 a apărut. Adică, ca și care noi sunt rezultatul voi, mișcării hippie. Exact. Ca și cum noi cu voi suntem copii indigo din primul val. Hai, că suntem toți cam vârstă. Nu toți suntem copii indigo. Eu consider că asta sunt etichete, la drept vorbind. Da? Noi putem să numim generațiile în mod diferit pentru ca să le... Există și o întreagă cercetare făcută pe tipul generațional, da? Și sunt diferite necesități ale naturii sau ale societății, ca să fim mai specific, și copiii se adaptează acestor necesități. Mai mult decât atât, în momentul în care noi îi concepem, noi avem deja o anumită informație genetică, da? Ei vin, practic, și cresc pe umerii noștri. Și nu, așa cum noi am crescut pe umerii părinților noștri. Și de aceea eu sunt de acord cu Diana că ei sunt mai buni decât noi. Și e normal să fie mai buni decât noi. Noi putem să-i etichetăm pentru a-i putea studia, de exemplu, dar ce se zice despre copiii ăștia este ceea ce zicea Angelica. Nu-i mai pui degetul în gură și probabil că asta deranjează cel mai mult. Că ei au niște valori foarte clare, că ei au disponibilitate să verifice mai științifici, dacă vreți, pentru că asta e o chestie de... Asta așa se numește verificabilitate în teoriile științei. Da? De ce ei ne sperie? Pentru că ei vin să facă revoluții. De exemplu, se zice despre copiii de cristal că ei vin să ne învețe dragostea. Eu chiar cred că copiii noștri sunt învățătorii noștri cei mai mari. Cel puțin așa a fost și este în cazul meu.
Și ei ne învață dragoste, ne învață iertare, ei știu mai multe decât noi. Deci, informațional, să înțeleg, da, adică să verific dacă am înțeles corect. Tu vrei să spui că informațional copiii noștri sunt mai predispuși în a ne autoverifica pe noi cumva. A se autoverifica pe și ei, pe ei și pe noi în același da? Timp. Da? Nu? Da? Da? Corect? Da. În materie de anumite da. Valori. Și ca structură emoțională este normal că ei sunt diferiți decât noi și că au mintea lor e mai vastă. Exact așa cum mintea noastră e mai vastă decât mintea părinților noștri. Mintea lor e mai vastă presupun de ce că au fost de mici supuși la un flux mai mare informațional da. Și respectiv da. Au fost modelați altfel. Despre copiii indigo, ei se zice că sunt unii copii care se nasc cu niște abilități extraordinare, care au niște talente nemaipomenite, sunt geniali. Ceea ce am citit eu este că de multe ori asta sunt părinții care le atașează eticheta asta de copil indigo pentru a nu, în cazul în care copilul lor are un comportament, să zicem, mai deosebit sau neconform unor standarde ale sănătății psihologice ale copilului și părinții ca să nu meargă să-și diagnosticheze copilul. De exemplu, în unele cazuri este vorba de sindromul lipsei atenției. Sindromul lipsei atenției, da. Da, da. Și ei atașează eticheta asta că copilul meu este deosebit, el este un copil indigo și are conexiuni cu nu știu, cosmosul. Și, deși bine, sunt copii care sunt extrem de talentați de foarte mici, care la 3 ani deja știu să scrie și să citească. Dar, nu știu dacă ei pot fi numiți indigo. Sunt cazuri, da. Vezi că dacă te uiți în biografiile multor pictori, savanți, oameni geniali în principiu, cam în copilăria așa. Lor, da, că au existat manifestări, hai să zicem, cumva neobișnuite pentru normă. Deci Mozart, de exemplu, care Mozart, era copil exemplu, și el Einstein, compunea de exemplu, și... Da Vinci. De exemplu, Tesla, asta e alt om foarte interesant, care a avut o copilărie destul de interesantă ca și formare. Dar, apropo, cum ai zis tu termenul că mi-a zburat acum copiii... Indigo. Nu. Lipsa atenției. Sindromul lipsei atenției. ADHD. Tine. Ce presupune sindromul lipsei atenției? În principiu, este destul de răspândit acum la copii și este pentru că, în prezent, părinții sunt nevoiți să acorde mult mai mult timp carierei lucrului și acordă mai puțin timp copiilor. Copiii sunt deseori lăsați cu smartphone-ul în mână să privească filmuțe animate, da? Și copiii, într-adevăr, acum suferă de atenție pentru că nu mai sunt familiile cele mari unde bunelul, bunica este permanent alături. Deci se schimbă. Acum se schimbă foarte mult felul de cum trăiește o familie. Dar eu nu sunt de acord. Hai să facem un pic de diferență. Da. Mă scuz, dar este important. Ăsta e un aspect despre care vorbește Angelica. Când zicem ADHD, noi vorbim de o diagnoză. Ea se numește diagnoza deficitului de atenție la copil. Deci copilul nu se poate concentra. El este hiperactiv. El se manifestă într-un anumit fel. El nu poate sta o lecție de 45 de minute. Are nevoie de un schimb permanent de informații, de atenție deosebită. Dar nici el nu are capacitatea să se concentreze foarte mult timp la o activitate. E foarte important să facem distincția asta, dacă ei au nevoie de atenția noastră pe de o parte, dar nu neapărat legată de absența noastră. Asta este un diagnostic, da? Care se face și care are multiple cauze. În cazul când într-adevăr este un diagnostic și cu deci ele sunt mai multe atunci, da, este vorba de deci părinții evident trebuie să meargă la specialiști. Dar foarte mulți copii astăzi au ADHD. Foarte mulți copii astăzi și pe de altă parte, că ziceam de nu sunt de acord, hai să totuși ne uităm obiectiv. Bunicii noștri lucrau la zavod, așa se numea, nu? Adică la uzină, la fabrică da. Și așa și mai departe. Și erau câte 8, 10, 12 copii dar erau în familie. Mulți copii.
Deci ei oricum erau împreună. Mulți locuiau în aceste casă, internate, adică, grădinițe, exact, în care mergeau numai pe weekend acasă. Deci asta poate fi un mit că petrecem adică, mai puțin timp exact, cu copiii. Mie mi se pare că noi acum petrecem foarte mult timp cu copiii noștri. Mie așa mi se pare. Și calitativ. Dar în cazul de față, dacă se întâmplă, dacă noi petrecem mult timp cu copiii și dacă copilul nu are un diagnostic, atunci copilul nici nu are lipsa aceasta de atenție. Deci atunci nu există problema lipsei de atenție, nu există protestul ăsta când copilul încearcă să-ți pure măcar puțin atenția prin diverse activități, acțiuni, da, manifestări sau chiar prin boli, când copilul începe să-ți dea febră. Deci când îi dai suficientă atenție copilului, nu ai problemele care le ai când nu îi dai atenție copilului. Deci iarăși excludem diagnosticurile, da? Pentru că evident, când este diagnostic, trebuie deja altă abordare. Ce curios se întâmplă. Chiar din această discuție, acum îmi dau seama câte tabere pot fi în discuția acestei teme. Dar ADHD-ul deseori e legat de copiii indigo și de copiii de cristal. Autismul este legat. Asta sunt niște... conform, nu știu, mie mi se pare că astea sunt niște mituri care le conectează. Sau cel puțin înțelesul pe care încercăm să le punem pe neînțelesul pe care avem. El are ADHD, dar el este copil indigo. E un fel de mecanism de apărare a psihicului părinților. Da. Scoatere. Decât altceva. E generații diferite. Ei sunt mai talentați, sunt mai frumoși, mai activi. Pur și simplu sunt copii care într-adevăr se nasc cu niște aptitudini extraordinare care sunt. Deci mie mi se pare că atâția copii cât sunt în timpul de față, care la 3 ani într-adevăr cunosc câteva limbi, asta nu era în toate timpurile, acum asta aproape devine o normă. Adică e mai des întâlnit copii care la 3 ani deja comunică în 2-3 limbi sau pot cu ușurință să rezolve anumite expresii matematice sau desenează. Tu nu vorbeai și rusa și româna în același timp? Adică în ce spațiu noi suntem? Păi da, de asta și zic. Adică și normal acum tu ai vorbit două limbi, fiica ta o să vorbească patru, pentru că așa e normal, asta e creștere naturală. Dar eu văd și o problemă când noi încercăm copilului să-i dăm mai mult decât el poate duce. Deci copilul totuși este o vârstă când informația trebuie dată dozată conform vârstei și noi acum încercăm copilul deja la 4-5 ani să-l învățăm să citească, să scrie, să numere, să cunoască câteva limbi și creierul lui nu este pregătit pentru aici asta. Aici eu de acord, aici de acord, dar totodată exista un video pe Facebook a unei fetițe de vreo 3-4 anișori care explica mamei de ce ea își dorește, părinții divorțau, probabil că l-ați văzut, a fost viral o perioadă, deci explica mamei de ce este important ca ea cu tata să rămână în relații foarte bune la 3 ani. Pentru că ea simte iubire pentru amândoi și este foarte important ca părinții să rămână prieteni. Pentru dânsa părinții e foarte divorțați. Important asta. Dar părinții divorțau și ea practic învăța pe mama cum trebuie să se comporte în contextul divorțului. Și zicea, pentru mine nu este important la 3 ani, da? Că voi vă despărțiți sau nu. Eu înțeleg că voi aveți viața voastră. De ce am eu nevoie este ca voi să fiți prieteni. Pur și simplu să fiți prieteni. Pe această notă optimistă, fetelor. Eu am vrut să adaug ceva. Dacă rapid, foarte repede, în privința limbilor. Eu am cunoscut două fetițe în spital când eram cu Ilinca în vara aceasta. Una de 2 ani, surori. Una de vreo 4-5, care vorbeau în germană între ele, cursiv. Eu am crezut că fetele locuiesc în Germania și univara la bunica. Și am aflat de la bunica că, de fapt, nu. Fetele locuiesc într-un sat din Moldova și că ele au învățat germana privind desene animate. Dar ele vorbeau, deci ele vorbeau între ele cursiv, făceau schimb de replici, dialogau, asta nu era o repetare papagalicească. Deci fantastic. Pe această notă pozitivă, fetelor, eu propun să revenim în următoarea rundă pentru că avem un invitat foarte interesant. Nu o să-i dau nume ca să vă intrig pe voi. Rămâneți alături de noi, 8 marți SRL suntem. Bună seara încă o dată, suntem 8 marți SRL, v-am promis o rundă foarte interesantă pentru că avem și un invitat pe măsură. Acum ceva timp în urmă am avut ocazia să iau un interviu și au zis că este mamă zburătoare. De ce? Pentru că o cheamă Iolca Flimen, adică Flyman. Privet, Iolca! Privet, dragă! Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a veni aici la 8 marți SRL. Te-am vânat mult timp, asta este adevărul. Tu ești tocmai mama aia care ai și un copil mic,
Și unul deja... Păi, surd de perioadă. Mic și mare, da. Mic și mare. Deci fiica ta are câți ani? Scocă le tvoi doceri? E 19, 20-i gata, așa faci. 20 și ăsta mic are... 4. Piată, mă idiot. Tu vezi diferența de educație da, între ei? Da, n-am așa ergoi malinghi. Da, păniatna. Nu, eu am în vedere dacă totuși particularitatea, comportamentul sau este cineva dintre ei, adică dacă tu vezi diferențele de a te implica pe tine ca și mamă în educația lor. Nu, când i-ar de la doci, eu была сама молода, и мне нужно было включить мозг. И вообще, мне кажется, поколение то, ну, когда я рожала, а это почти уже 20 лет прошло, требовало концентрации какой-то, внимания, структуры, включить действительно мозг для того, чтобы себя, во-первых, собрать точку сборки, чтобы иметь правильную, для того, чтобы ребенка, ты сам еще ребенок, для того, чтобы еще одного ребенка нести за него ответственность. Для этого нужно было собраться. И не было интернета, и не было доступа к любой информации, которую сейчас можно получить. И нужно было все как-то структурировать в голове. А сейчас мне наоборот. Я уже пришла к такому возрасту, когда я такая вся умная, вся такая, могу там анализировать и так далее. Мне надо отключить мозг. Потому что теперь с такими детьми нужно включить интуицию. Мозг не работает. Все мои привычные схемы, привычные представления о том, как надо воспитывать там или растить, не работают. Ни одна. А что работает тогда? Потому слабоумие что... и отвага. Вот такой девиз работает сейчас. Меньше думать и меньше больше думать, что? Больше включать интуицию. Интуицию не концентрироваться на себе и пытаться со своей колокольни транслировать что-то, а увидеть, на самом деле реально увидеть и почувствовать, в каком направлении твой сын сейчас, твой ребенок сейчас двигается, чего он хочет и что действительно ему нужно. Потому что все правила, которые на нас наслаивали, и все, это для них совершенно не важно. Угу. Это все и вторично, и третично. Это не есть способы коммуникации, которые для них важны, способы постижения этого мира и всего восприятия, то, что у них есть. Вообще мы очень далеко. От них, правда. Eu mă uit la tine și mă gândesc acum că, sau îmi vine în cap gândul ăsta despre amestecarea ADN-ului DNA. Și mă gândesc că, uite, tu ești femeia aia care ai reușit din două căsnicii, asta este o informație publică, și ambii bărbați cu care tu ai reușit să faci copii sunt la fel de talentați. Unul este artist, pe care îl iubește toată țara, vorbim despre Roman Iagupov, iar altul este un bărbat foarte deștept, cu care se mândrește toată țara noastră. Правда, серьезно, газета, как приятно. А что, это ж правда, ты же все знаешь. Да, наверное, да. Zi-mi, te rog frumos, acest ADN care lumea zice că el se transmite la copii, nu știu, tu îl observi, deci în copiii tăi cum evoluează sau ți-ți pare că они сами по себе? Ой, такой вопрос интересный, потому что это генетика, ДНК, это та область, которая одновременно изучена, одновременно совершенно нет, и как это все рандомно, случайным путем это происходит, или наоборот, это какая-то такая математическая задумка Всевышнего, тоже непонятно. И есть такая поговорка «природа на детях отдыхает», и это тоже на самом деле все очень относительно. Поэтому ну, разница, конечно, от того, что... Ну, мне все равно кажется, что мой первый ребенок сам по себе такой, потому что это и личная заслуга и Всевышнего, и Творца, о том, что она такая прекрасная, и творческая, и самостоятельная, и, в общем, мои заслуги сильно нету, только биологическая, естественно, и ее отца. И со вторым ребенком та же история, потому что, ну, что-то мы набираем от родителей, да, какой-то набор, конечно же, но мы как-то, мне кажется, что уже люди приходят уже с определенным набором программ, сценариев, характером, который он должен здесь отработать, и реализовать. Вот. И поэтому ну, мы не сильно, как родители, влияем прямо. Может быть, только на внешнюю, на оболочку, на платье, на материю, на внешние данные, на что-то еще. А остальной компот, который внутри, от нас мало зависит. У меня есть вопрос насчет... вот много говорят, много шутят на эту тему. Есть разные такие мнения, но они все позитивные.
о том, что вот еврейское воспитание, еврейская мама, еврейская семья. Это полный капец, я вам хочу сказать. Это капец страшный вообще. Что еврейские мамы очень любят своих детей. Нет, конечно, неправда. И всегда вот... Что из этого правда? И что в еврейских семьях там другое воспитание, где ребенок ставится как бы в центре всего? Ну, это неправильно, я сразу хочу сказать. Наверняка это есть в еврейских семьях. И в других семьях. Особенно я слышала, вы говорили о том, что сейчас время такое, что очень много времени мы проводим с ребенком, и хочешь не хочешь, делаем его центром своего существования. Это тоже мое субъективное мнение кардинально неправильно, потому что нет тогда оси. Всегда в семье ось — это муж и жена, это мужчина и женщина. Mm-hmm. Они должны уделять в первую очередь внимание себе, паре. А когда центром этой всей структуры эгрегора является ребенок, а ребенок — это вообще стихийное состояние всегда, это хаос сначала. Ребенок, он вообще по сути хаотичный. Ну, когда мы, ну, становление наше, оно хаотично. И вот нет порядка, и получается, что почему-то и семьи не за что держаться, и начинаются проблемы. Потому что первично центр, точка сборки должна быть не в ребенке. Ребенок должен просто вслед за родителями расти. Но это так сложно. Я такие умные вещи говорю, а самое сложное — это все реализовать. И все сложно это все воплощать в жизнь. Но еврейские матери — это излишняя опека. Есть плюсы, есть большие плюсы в том, что ребенок всегда, не то чтобы он прав, но ты всегда на стороне ребенка. Что бы ни случилось в этой жизни, что бы он ни сделал, ты можешь поговорить, но ты дашь ему почувствовать, что ты всегда на его стороне, ты его стена, ты его защита. Если весь мир будет против твоего ребенка, ты все равно будешь за него, что бы ни сказали, что бы ни сделали. Это ощущение ребенок, да, в еврейской семье получает. Ну, в правильных пропорциях. В остальном есть излишняя гиперопека, волнение, трансляция. Как в этом анекдоте. Конечно, все, иди на войну, но так, чтобы я видела. Были в Фейсбуке, я читала твою еврейскую маму, и там очень многое можно найти интересное про... Но мне кажется, все матери такие. Да, просто... поэтому, да, тут просто пошло это... Надо бы людям с чего-то анекдоты делать. И как-то вот про еврейские семьи, еврейских матерей. Все мамы такие, особенно в наше время. Не все мамы такие. Есть разница. Ну, не все мамы такие. Потому что у молдавских мам, если брать в большинстве своё, всё-таки они скорее пойдут на поводу... Они скорее поверят учителю, чем ребенку. Они скорее накажут ребенка, если кто-то из соседей или из родственников скажет, что ребенка наказать надо. То есть, ну, это мое наблюдение, что в молдавских семьях скорее центрируется внимание на обществе и на отношении общества к твоему ребенку. То есть, если ты не хочешь наказывать ребенка, но ты понимаешь, что общество ждет, что ты его сейчас накажешь, если он, допустим, в магазине шумит, то молдавская мама скорее накажет. Ну, я бы не делала, наверное, разделение молдавская она или гагаузская. Но это же все равно о культуре. Это наш советский менталитет. А у еврейских мам нет этого менталитета, получается? Ой, сильнее прет вот это вот, которое просто веками в нас. Мы же еще когда начинали быть еврейскими матерями, это все в нас бурлит вот этот котел. Но я уверена, что в еврейских семьях частично тоже есть такие вещи, о которых ты говоришь. Просто везде есть свои правила, есть свои исключения. Но опять же, это то, что культурно наслаивается, это, ну, особенности культуры, менталитета. Да, да. Сколько лет твоему младшему сыну? 4,5. Тунка ештин кончит до матернитаты. Так выходит, да. Кто вообще называет это отпуском? Скажите мне, какой человек придумал каблуки и слово «отпуск»? Отпуск вообще декретный. Разве это отпуск? Это просто жирная работа. Я раб на галерах. Deci tu, de patru, tu stai, de fapt, el nu merge la grădiniță, din câte eu știu. Нет, пока. Вот вы говорили, ești... да, о детях разных, индиго, вот нет. Почему? Потому что Михаил, я первый раз об этом говорю вообще открыто, он другой, он особенный, он отличается от нормотипичных детей, и наше общество пока не готово так соединяться с необычными детьми и совершенно безболезненно принимать их в садик, например, или что-то еще. Он еще не говорит, и вследствие этого, ну, мало обратной связи. То есть я его понимаю, и многие, кто его хорошо, близко знают, но он гиперактивный, он реактивный, как 10 ракет.
Он стремительный, как я не знаю кто. То есть я летающая елка, совершенно рядом с ним просто козявка по его энергии. Поэтому ему, у него совершенно невероятно быстро в его голову заходит информация, тут же сильно быстро обрабатывается, и поэтому он способен на совершенно стремительные какие-то решения. И я не думаю, что кто-то может с ним совладать в садике, потому что он просто ему что-то придет в голову, он побежит куда-нибудь. Но ты мне рассказывала эту историю, когда он сам разгадал код от сейфа, то, да, что мне запомнилось. Я бы хотела, чтобы ты это рассказала моим коллегам. Ну, мы просто, когда были на отдыхе, решили в сейф положить свои паспорта, и Гриша набрал код. И Михаил просто поглядел секунду, и мы куда-то отошли, а Миша взял его и быстренько открыл этот сейф. А потом Гриша опять набрал код, Миша опять посмотрел и открыл. А потом Гриша сказал: слушай, ну нам же надо сохранить паспорта, ты, пожалуйста, с ним пойди там в туалет или что-то сделай, а я уже все это вот замучу и закрою наши документы. И мы пошли с Мишей в туалет и вышли через 10 минут, и Миша где-то 15 минут потыкался, но опять открыл. Сколько ему было? 3, да? Ему интересно просто разгадывать кроссворды. Или у него есть такие штуки другие, когда он просто может сорваться. Мы гуляем в парке, один раз мы гуляли, и он побежал, вырвал руку и побежал далеко-далеко через там какое-то расстояние к человеку, который сидел на скамейке. Это был дедушка, он к нему подбежал, на него прям сел и прям на живот положил голову и так вот обнял. И я, как обычно всегда в таких ситуациях, говорю: ну, Миша, ну что вы, простите. И вдруг я говорю: простите, смотрю, что человек не очень, что-то он бледноват. Я говорю: вам что, плохо? Говорю: вы себя плохо чувствуете? Оказалось, да, у него упало давление, оказалось, что у него грыжа, приехала скорая, вот как-то Миша как почувствовал. Он вот чувствует это просто. Да? И много и таких так, детей сегодня. Много таких детей, и много таких с ним историй. И, в общем, и хорошо, что не говорит он сейчас, потому что нас бы отправили к психиатру. В общем, ты прислушиваешься, в принципе, к его мнениям или активно ли это Карелли Фаджи? Я не то, что прислушиваюсь, я пытаюсь успеть хотя бы за ним. Вы понимаете, о чем, когда я говорила, отключить мозг? Потому что все, о чем мне говорит мозг, это все очень страшно, это все очень непонятно. Я не понимаю, как двигаться в таких случаях. Все привычные схемы не работают. И такого рода дети – это невероятный шанс, невероятный челлендж работать над собой. Невероятный. Больше такого шанса в жизни мне не представится никогда. Потому что все, что я проделала за это время, будучи с ним, пытаясь услышать, увидеть, понять, отключиться, не наслаивать на себя, не слушать других людей, не запихивать в него какие-то лекарства или что-то еще. Все, что я проработала за это время, никогда в жизни в таком ускоренном режиме я бы не смогла работать над собой. Состояние приятия, доверия, да много всего невероятного. Работа со своими паниками, работа со своими реактивными тоже какими-то мыслями. У меня прям такой челлендж. Слов нет. И он продолжает. А как ты работаешь? Почему я спрашиваю? Потому что наверняка есть много матерей, у которых необычные дети, да, и они, может, не справляются или как-то справляются, но все равно устают. Как ужасно ты, устаем, мы ужасно устаем. Как ты это все преодолеваешь? То есть у тебя есть, я знаю, что ты хороший, красивый, талантливый музыкант. Я это знаю. И мой вопрос... В непонятной ситуации пой. Да. Так, я спрашиваю, ты успеваешь заниматься вот сейчас на данный момент музыкой? Нет, я ничем не успеваю заниматься. Наверное, просто это пространство порционно раздает эти возможности. Было время, когда я успевала заниматься, и был проект, и мы пели мантры. Очень классно у нас получилось. А сейчас не дает пространство этой возможности, потому что надо сконцентрировать. То есть я стала более просто под потоке. Это называется... делай, что надо, и будет, делай, что должно, и будет, что будет уже. И все. Это принятие. Вот сейчас вот так, значит, оно вот так. Не надо больше об этом думать. На самом деле родители таких детей очень много энергии теряют, потому что происходит очень большой процесс в голове. У нас настолько включен ментал, мы так много всего пытаемся анализировать. На наших плечах огромный груз, непонятно чего, а какой впереди в будущем, то есть боязнь будущего, непонятное в настоящем. И в прошлом такой вопрос: почему со мной, за что? Вот это вот все, вот это месиво, оно создает десятиэтажный груз. Когда? Через приятие. И через просто, действительно, не просто слова, а ощущение ситуации, что мы сейчас находимся в моменте, и это все, то за этим больше ничего нет. И что надо полностью принять просто этот момент, не ожидая ничего,
до этого момента, когда ты чувствуешь осознанно это, то снимается этот невероятный груз. И остается только оболочка, физическое напряжение, которое ты можешь, исходя из своих каких-то талантов, например, структурировать там, сегодня, сейчас я уберу за 15 минут, это я сделаю, то-то там приготовлю, здесь с ним пойду гулять, а здесь вот это, какие можно сделать с ним аттракции, опции, там, пойти на бассейн, это, вот это позаниматься. Тут уже включаются совершенно другие механизмы, и ты просто физически устаешь, а что нужно физически уставшей матери? Ей нужен массаж, ей нужна медитация, ей нужны приятные эмоции. Есть какие-то приятные традиции, которые каждый день должна себе мама каждая придумать. Для меня это сериал вечерний обязательно с Григорием. Шуточки какие-то, которые мы постоянно, какие-то минутка познавательная с Григорием Алхазовым, он мне постоянно читает что-нибудь. То есть у каждого есть свой транс. И это спасает. Основной груз усталости и страхов и ужасов, он весь у нас в голове. Потому что мы на самом деле тотально не можем, мамы таких детей не могут принять ситуацию до конца и вообще понять, а что происходит, а что за мясорубка каждый день происходит. Естественно, мы живем в таком обществе, которое еще не готово. Как угодно можно называть таких детей: индиго, синдром СДВГ, аутизм, расстройство аутического спектра. Сейчас все в... Это этикетки, это просто этикетки. Я хотела сказать, что я не сторонник, мое субъективное мнение, я не сторонник ярлыков, потому что ярлыки обязывают, они наслаивают, они делают просто, они очень узко выстраивают, они не дают широко посмотреть, не дают расшириться сознанию. Потому что если навешать ярлыков на ребенка, что он либо аутист, либо у него синдром дефицита внимания, гиперактивности, либо он просто вот индиго, это романтизм такой, то он не такой, как все, поэтому индиго. Это тоже сужает. Ты не можешь увидеть по-настоящему ситуацию. И самое главное не ребенка, а ребенка все хорошо, он развивается, потому что сейчас время такое. Сейчас такое время, такие дети. Неважно, что повлияло, генетика, экология, это плохо или хорошо, это так. Но самое главное, почему нам есть шанс работать, это подарок, это награда. Это просто нас тренируют как будто бы к Олимпийским играм. Это тяжело, это труд. Ну и рожали мы в трудах. Ну, в принципе, наверное, мы себе сами это выбрали, таких детей. Я хотела спросить, вот смотрят на нас сейчас матери этих детей, да? Может, они еще не начали работать над собой или просто начинают, потому что это тебя заставляет, в принципе, работать. Да, невозможно не работать, просто провалишься. Ты говоришь, нужно их... Нужно включить интуицию. Да. Я бы хотела немножко с тобой об этом поговорить. Что значит? Вот, в принципе, Отключить мозг, да. Что ты делаешь для этого? Я хочу примеры какие-то, потому что вот человек смотрит, и чтобы он понял, что это такое. Может быть, кому-то потому это что... будет очень важная информация. Да, из этого. Опыта. Ну, включается интуиция. Опять же, опыт весь у всех субъективный, и невозможно, нет схемы и формулы. Интуиция у меня включается, когда я пытаюсь остановить те страхи, которые на меня бегут, заглянуть за панику, заглянуть за этот стресс. То есть что такое включение интуиции? Это другое отношение к стрессу. Я не пропагандирую, не говорю, что стресса в жизни не будет. Стресс в жизни есть всегда, у всех людей. И у нас, у таких мам тоже, он вообще каждодневно присутствует, это каждодневная тренировка. Каждодневная, потому что ты никогда не знаешь, куда занесет мыслями твоего ребенка, куда и что будет происходить. Потому что такие дети, они, помимо всего прочего, скорость, они еще высокочувствительные, они тревожные, у них очень масса, у них есть положительные штуки, которые мы умиляемся, о, какой вот интересный, а есть вещи, которые мы боимся, потому что они могут неожиданно начать плакать, неожиданно кричать и делать какие-то вещи, потому что они увидели, почувствовали что-то, что нам недоступно сейчас, что у нас запылилось, замылилось. И я знаю, таких детей сейчас очень много. Очень много, да. И такие родители, я сама из них, боятся сказать вслух в нашем обществе, что у меня такой ребенок, потому что это как будто бы стыдно, что что-то не так. А на самом деле это большая радость, это большое открытие, что он такой. Но нам нужно успеть подстроиться, потому что новое поколение приходит, людей, которые что-то будут здесь, они будут строить по-другому. Потому что отмирают все старые системы, отмирают система та же образовательная. Даже те дети, которых мы называем синдромом дефицита внимания. Ни один сейчас ребенок не может отсидеть 45 минут. Ни один ребенок не воспринимает авторитет на учителя, потому что он по одному тыку может открыть Google и узнать больше, чем этот учитель Конечно. Говорит. И сейчас нужно совершенно иной подход к ним, ко всем детям находить. Поэтому нынешняя система образования отмирает. Нынешняя система подхода, воспитания отмирает, потому что для детей совершенно другие ценности сейчас важны. И у них совершенно другое восприятие вообще всего. И на этом фоне появляются дети, которые вообще взрывают все мозг, взрывают все системы. И у нас огромная ошибка общества везде. Общество пытается подстроить детей под себя,
но мы не понимаем, что надо подстроиться под этих детей. Подстроиться. Что значит подстроиться? И вот тут включается интуиция. Да. Привет, интуиция! Потому что ум отвечает за прошлый опыт, за те схемы, которые у нас есть внутри. Нас так воспитывали бабушки, нас так учили, мы читали это в книгах, мы читаем постоянно миллион тысяч челленджей, как воспитать такого ребенка, такого не работает ничего, нужно забыть про это, забыть, представить себя. Я представляю так, я первая женщина, родившая ребенка, я одна сейчас на планете Земля, у меня нет никого, только Творец внутри меня. Моя интуиция — это Бог внутри меня, говорит. Это Творец, Создатель. Я не знаю, насколько можно говорить на можно, ощущение, можно. Ну, что вот я верю в Бога, Всевышнего, можно эту силу, в мироздание, в пространство. Спасибо, класс. И вот тут включается Всевышний внутри моей интуиции. Я ничего, что я тыкаю в микрофон, все в порядке? Ясно. То есть во время этого нужно просто прекратить этот бег, суету, страхи. Вот ты один, ты родил ребенка, ты первый ребенок на Земле. Он делает то-то. Как ты поступишь? У тебя нет книг, у тебя нет опыта других людей, потому что это новые люди. Кто-то... И тут начинают ресурсы какие-то включаться. Ага, вот здесь нужно поступить вот так-то, а вот здесь вот так-то. И на самом деле это два разных вида криков. А вот здесь, а я сейчас вот не буду вот делать, как у меня. А на самом деле мы даже не замечаем, как у нас, сколько у нас наслоенных программ от других людей включаются по щелчку. Мы даже, а если вдруг мы остановимся, то мы сможем проанализировать, что сейчас этот голос в моей голове — это не мой голос. Это голос моего учителя, моей мамы. Они так воспитывали еще какого-то бабушки со стороны, человека, который просто осудил. Прохожего. Это не я говорю. Алло. Ёлка. Да. Какая мечта у женщины, Ёлка? Не у мамы, выспаться женщины. Сейчас услышишь. Выспаться и массаж, да, и чтобы рыжеволосые бармены мне коктейли подносили. Пум-пум, по одному каждый вот так вот. Мохито. Я хочу тебе очень сильно поблагодарить за твое откровение. Да, я сама в шоке, на самом деле. Я не собиралась ничего такого говорить. Я еще собиралась лет 10 молчать, пока все не скомпенсируется, и Михаил не станет таким, как все, а вдруг я уверена, что сейчас те женщины, мамы, которые услышали эту информацию, для них было очень важно. Я хотела, знаете, даже сказать, те женщины-мамы, которые услышали, которые действительно мамы таких детей, если сложно, правда, напишите мне на Фейсбуке, задавайте вопросы. Мы на Фейсбуке Ёлка Флайман? Да, Ёлка Флайман на латинице. Сейчас подачу написать. Напишите мне, если вдруг, правда, есть какие-то вопросы, если будет возможность мне помочь, я только... радостью помогу, потому еще что раз... я знаю, как это сложно. Да, представляю. Еще раз тебе спасибо. Я желаю тебе очень много еще другого, чего, может быть, тебе хочется понять, чтобы это случилось. Да. Здоровья твоей семье. Спасибо. И если тебе еще захочется, мы тебя ждем. Мне нам уже захотелось. Нельзя еще раз что-нибудь еще к тему? Обязательно. Спасибо. Драгі приятели, не рамуніть ворога, аїч пандрук, урмează са майде конспірам ум пік дин ачесте тайне деспре копії, презентові копії наштри. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, sâmbătă seara asta înseamnă că noi suntem în casele voastre, suntem 8 marțerele. În seara asta vorbim despre copiii prezentului. Numai ce am petrecut-o pe Ёлка Флайман și eu am rămas cu emoții așa de calde și de pozitive, nu știu care sunt senzațiile voastre. Angela, ca să revenim un pic, în pauză vorbeam despre faptul că ar fi bine să abordăm măcar câteva minute și despre copiii borderliner și despre tema asta, cumva să intrăm în subiectul ăsta. Mă adresez la tine, cumva tu ești... Hai să zicem așa, borderline-ul este cam tot ceea ce povestea Ёлка, doar că el se observă după vârsta de 14-15 ani. Oricum copii. E copilul care intră în extreme, care sunt calificați ca fiind prost educați, de fapt acolo e cu totul despre altceva vorba. Sunt copiii care nu au destule mecanisme interioare pentru a-și gestiona emoțiile, serotonina lor e joasă, ei au nevoie de pompări de adrenalină permanente și asta îi duce în extreme. Asta înseamnă comportament suicidal, de exemplu, da? Asta înseamnă consum de substanțe, asta înseamnă dependență de sex la adolescenți, de exemplu, da? Sunt oamenii care pot fi recunoscuți foarte ușor printr-un schimb brusc de dispoziție. Deci copilul ăsta
ei sunt și adulți deja mulți, de la o stare depresivă în următoarea minută trece la stare de euforie foarte puternică. E ceea ce zicea Iolca, e exact lucru foarte mult asupra ta și eu vorbesc în cunoștință. Asupra ta ca și părinte, ca și părinte, da. Și asta presupune foarte multă acceptare. De fapt, noi toți cred că trebuie să ne acceptăm copiii exact așa cum sunt ei și asta e cel mai important. Și ea vorbea, eu pentru mine, de exemplu, personal, sunt multe lecții prin care am trecut. Da? Numai că a mea are deja 18 ani. Și nu este anormală și nu este diferită. Ea percepe lumea diferită, ea are o înțelepciune separată și dacă ai acces la inima acestor copii, viața ți se poate arăta din perspective foarte diferite. Dar borderline-ul se poate regla prin terapii cognitiv-comportamentale, de exemplu. Adică oamenii, copiii ăștia pot fi învățați să exprime emoții, să-și gestioneze stări cu ajutorul terapiilor sau de obicei trebuie să un specialist. Există și asemenea idei sau poziții sau direcții de opinie că despre borderliner, că pentru că trăim în timpul în care noi nu suntem încă pregătiți să să-i primim ca și normalitate, dar nu doar, și autiști și toți ceilalți copii, noi încercăm să-i ajutăm prin tot felul. Credem că noi îi ajutăm în principiu noi prin tot ajutăm, felul. Ei vin să ne învețe, ei sunt diferiți, ei într-adevăr vin cu o revoltă împotriva sistemului. Ăștia sunt copiii care în școală nu o să suporte, fiică mea în clasa a doua, eu zis profesoarei de artă că ea nu are dreptul să strige la colega ei de clasă, de exemplu, da? Ei vin, ei încearcă să au simțul ăsta al dreptății foarte puternic, simțul justeții cumva, momentului, echilibrului ăsta de tu nu ai voie să strigi. Și nu pentru că mine m-a învățat UNICEF-ul ce să fac, dar pentru că eu asta simt din interior. Copiii ăștia ne pot învăța ce înseamnă smerenie, ce înseamnă acceptare, care sunt limitele noastre. Uh-huh. Și foarte, foarte multe alte lucruri. Principalul să lăsăm noi mintea și inima deschisă pentru toți copiii din lume. Angelica, nu vreau nici într-un caz să trec încă peste un subiect foarte delicat despre copii homosexuali. Uh-huh. Cum se întâmplă cu părinții care... Se vorbește într-adevăr foarte puțin despre acești copii, pentru că de obicei în societate, când se vorbește despre homosexualitate, se face neapărat legătura cu sexul și deci trebuie să fie persoane adulte care practică anumite practici sexuale, sau se vorbește că copiii trebuie să protejați de homosexuali, fără să ne dăm seama că există copii homosexuali. Pentru că homosexualitatea este nu despre sex, este despre dragoste și copilul înțelege care este orientarea lui sexuală atunci când se îndrăgostește pentru prima dată. Și acest lucru se poate întâmpla la grădiniță, acest lucru se poate întâmpla la școală, se poate întâmpla și mai târziu, deja când ești persoană adultă, dar niciodată nu știi când te poți îndrăgosti pentru prima dată, este foarte diferit. Și atunci când un copil, fiind la grădiniță, se îndrăgostește de un copil de același sex, nu este nicio problemă dacă părintele nu face problemă, pentru că copilul nu știe cum trebuie să fie. Copilul încă nu are acea care dragoste este corectă și care nu este corectă. Însă, când este vorba de adolescență, acolo sunt niște crize foarte serioase, pentru că copilul înțelege că tot ceea ce aude el în jur despre homosexualitate acum este și despre el. El încearcă să lupte cu aceste sentimente. Deci sunt niște probleme foarte, foarte grave peste care trece copilul și anume de aia rata suicidului la adolescenții homosexuali este mult mai înaltă decât rata suicidului la adolescenții heterosexuali. Deci există copii homosexuali. Toate persoanele homosexuale, în majoritate, nu toate, dar o mare parte din persoanele homosexuale au înțeles că sunt homosexuale încă din copilărie sau adolescență și trebuie să știm foarte bine, profesorii trebuie să știe foarte bine că în fiecare clasă trebuie să fie cel puțin un copil homosexual și să știi cum să protejeze acest copil de bullying, de hărțuire și cum să interacționezi cu acest copil, el să nu se teamă de tine și de colegi. Recent vorbisem cu o mamă cunoscută, comună, care mi s-a confesat despre frica pe care o are pentru că are un copil de 5 ani și o fiică mai mare și nu știe cum să procedeze pentru că băițelul ei de 5 ani poartă hainele fiicii mai mari și are tendința să
ia rujul mamei și multe aspecte de genul ăsta. Fiind într-un spațiu informațional care permanent cumva ne induce în zona asta, ea se confruntă în tăcere cu frica că da, poate copilul meu este gay. Și asta o stresează grozav și nu știe ce mai ce puțin gay, face. Aici ar putea fi o simplă joacă, când copilul încearcă, pentru că copilul încă nu are taburile care noi le avem, da? Dar ar putea fi vorba și de un copil transexual. Deci, în cazul de față, mama trebuie să dea dovadă doar de dragoste și să fie alături de copil, pentru că mai târziu deja va înțelege ce se întâmplă. Dacă este un copil transexual, sunt specialiști deja, este organizația Gender Docme, sunt specialiști medici care ar putea să... Deci tu crezi că asta este semn de alertă? Nu este semn de alertă. Chiar dacă este un copil transexual, nu este semn de alertă. Copilul are nevoie de dragoste și acceptare părintească. Și deja când copilul va veni după ajutor, atunci mergi să cauți ajutorul împreună cu el. Până atunci dai copilului dragoste și sprijin. Întrebare. Ce am învățat de la copiii noștri, Diana? Ce ai învățat tu de la fiica ta? Foarte mult. Am învățat în primul rând să fiu consecventă. De ce? Că eu eram și sunt în continuare genul de mamă care încearcă să o învețe să se respecte, să nu se ia după gura lumii, să știi că opinia ei contează tot atât de mult cât contează și altă opinie. Și am avut cazuri în care încercam să-mi impun autoritatea când era mai mică. Și am avut cazuri în care ea mi-o spunea direct că, păi asta, tu ești tu, eu sunt eu. Eu nu vreau să fac asta, mie asta nu-mi place. De ce mă impui? Tu mă înveți să fiu liberă și să aleg singură ceea ce îmi place să fac, dar în același timp tu vii și mă impui. Și au fost astfel de discuții 8 la 8 ani, la 9 ani și eu atunci am urmărit, deci am observat și am urmărit pas cu pas că eu ca părinte spun una, deci am niște lozinci moderne și progresiste, dar nu întotdeauna le aplic în viața mea. Și copiii sunt o oglindă foarte bună și observatori foarte buni, da. Și de atunci, asta cred că e cea mai importantă lecție, m-am învățat să nu am lozinci, dar să fiu eu un exemplu, da? Să fiu eu așa cum mi-ar plăcea să fie, sau nu cum mi-ar plăcea să ofer un exemplu bun copilului meu. Deci nu-i cer ceea ce nu poți face tu. Da, deci că eu deja m-am convins că ea o să mă... Ea vede totul și... Ea o să te taxeze. O să mă taxeze, evident, și am spar... inconsecventă. Eu pentru mine, da, că nu este... Cum zicea Iolca, copiii ne învață foarte mult și cum zicea Angela în prima parte, copiii iarăși ne învață foarte mult. Dacă știm să ne uităm și dacă știm să... Dacă suntem deschiși, dacă nu avem paravanul ăsta în fața ochilor, că eu sunt mai matur, aroganța asta, deși e că eu așa am spus, că eu sunt mama ta și eu știu mai bine. Nu. Sunt lucruri care le știu mai bine, dar... Dar totodată, eu am fost foarte de acord cu Iolca și că, de fapt, în centrul familiei stau părinții și nu copiii, că nu ei sunt centrul universului, pentru că atunci noi nu... Dacă noi nu suntem centrul universului în familia noastră, ei nu au de ce să se țină pentru ca să se dezvolte. Asta e foarte important. Da, asta deci este să nu important. Ne ducem în cealaltă extremă. Noi învățăm foarte mult de la ei. E adevărat, eu cred că tot ceea ce am crescut eu până acum, profesional vorbind, se datorează ei. Și asta Fiji. Este. Da. În cazul tău, da. Da, pentru că eu am fost nevoită să lucrez cu mine. Nu a existat altă soluție. Dar totodată, una dintre lecțiile cele mai mari a fost că asumându-ți rolul de mamă, tu trebuie să rămâi mamă. Și nu padrușcă, în sensul, nu, noi avem o relație deschisă, prietenească, dar eu nu sunt prietena ta. Eu sunt mama ta și rolul ăsta trebuie păstrat, ori riscul... Pentru mine, de exemplu, a fost o problemă foarte serioasă asta și din cauza asta am și comentat împotriva la majoritatea cărților de parenting, pentru că acolo ideea care se inoculează este copilul este un zeu. El nu este un zeu. El este copilul tău de la care tu poți înveți foarte multe, care este învățătorul nostru, dar care este copilul tău.
Bine, eu cred că la noi s-a ajuns puțin în extrema în care de multe ori părinții nu învață nimic sau tratează copilul doar ca pe un zeu. Da? Sau ca pe un zeu sau pe un sclav. Da. Bine, ăștia care sunt mai, să zicem, mai informați sau dintr-un mediu mai cult cumva, copilul a devenit sensul vieții lor și este tratat într-adevăr ca un Dumnezeu. Totul se face pentru copil. Ce este mai bun este pentru copil. Eu, de exemplu, nu sunt de acord cu asta. Deci copilul trebuie să trăiască condiții egale. Copilăria lui. Da, copilăria lui, dar el să trăiască în condiția în care trăiește familia lui. Da? Da. Eu vreau să-i ofer copilului meu ce este mai bun din ceea ce pot eu. Eu nu vreau să-mi sacrific viața sau să lucrez doar pentru faptul ca copilul meu să aibă... Eu tot vreau să trăiesc bine, da? Deci sau să nu mai ai timp pentru tine, pentru că atunci după aceea tu nu mai ai timp calitativ să stai cu copilul tău, pentru că tu ești secată de puteci, nu mai ai timp pentru... Sau noi vedem cazuri în care mamele sunt îmbrăcate modest și maică nu au haine de sezon, da, în cazul în care este iarnă, iar copilul este îmbrăcat foarte bine și... Pentru mine acestea sunt extreme. Ce ai învățat de la copilul tău, de la fiul tău de 25 de ani? În 25 de ani. Să începem la faptul că am învățat ce înseamnă iubire necondiționată, dar cred că asta e, da, majoritatea mamelor învață, dar ce am învățat de la el este să nu-mi fie frică, să încep totul de la început, să las ceea ce nu-mi place. Pentru că, de exemplu, feciorul meu recent a plecat de la un serviciu foarte bine plătit, cu condiții foarte bune, pentru că nu-i mai era interesant acolo. Și el a plecat pe 2 luni în concediu, fără ca să știe unde pleacă, deci unde se aranjează. Și pentru mine, de exemplu, asta ar fi fost un stres enorm. Să plec eu în nicăieri, în niciunde, da, și stau 2 luni pe bani economisiți, fără ca să știu ce va fi mai departe. Și el m-a învățat că este posibil. Și deci această atitudine lejeră față de viață și față de unele valori care pentru noi încă sunt valori, da? Cum un serviciu foarte bine plătit, stabilitate. El m-a învățat să am această atitudine mai simplă, mai... Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru... Ia zi, tu să dai un copil. Da, și cu asta. Mie mi se spune în casă că e... Gata, hai zi 2 cuvinte. Eu încă învăț, pentru că dintre voi eu sunt mama cu cel mai mic copil. Dar... O să zic așa, eu sunt pro, nu suntem prietene, eu sunt mama ta și probabil învăț să comunic deschis, sincer, cu ea. Copilul meu este un copil foarte direct, voi o cunoașteți, adică ea nu întârzie să zică exact ce crede. Eu sunt dintr-o societate în care încă învăț să fac acest lucru, să spun exact ce am în mintea mea, și de la ea învăț acest lucru până când. Ce va fi mai departe? Peripețiile abia încep. Probabil va fi destul de interesant. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru confesiunile din seara asta. Dragi prieteni, am vorbit în seara asta despre copiii prezentului, de fapt despre oamenii viitorului și despre cei care în doar câțiva ani, ce ar însemna un 20-30 de ani, mai nimic pentru cosmos, vor schimba și valorile și accentului sistemului în care noi cu voi ne aflăm. Să aveți o seară frumoasă, să fiți iubiți de copiii voștri și voi să iubiți la rândul vostru. Multă armonie în familie. Noapte bună! А кому было бы неуютно в окружении 4 красивых женщин, мне интересно. Конечно, мне было уютно, да. Я бы вернулась еще раз с удовольствием большим. Ой, у меня очень много мыслей всегда несется, и несутся они в момент вопроса. Поэтому какие-то мысли, наверное, я не успела высказать, а сейчас я уже и не знаю, какие это мысли. Поэтому мне было комфортно очень, самое главное. Настолько комфортно, что прямо открылся рот, понеслась. Я не уверена, что в моё интервью важно для наших зрителей, а важна всегда искренность и желание поделиться то ли радостями, то ли горестями, показать людям, что они не одни такие, что у каждого есть свои задачи, свои вопросы, которые нужно решать. Самое главное, что если зритель почувствует общность какую-то, чувство единства и чувство теплоты, то, наверное, для меня это будет важным. Не знаю, дети, которые сейчас приходят, они совершенно иные. Ну, это дети сейчас, это люди, которые в будущем станут взрослыми людьми. Совершенно другим углом восприятия, совершенно с другими... Если раньше мы просто использовали свой интеллект,
это было главным, да, главным инструментом, то сейчас он вторичен. То есть он есть, его много, но он вторичен, он не хозяин теперь положения. Такие дети, они используют совершенно другие ресурсы. Какие конкретно ресурсы, как именно, я без понятия. Но то, что такие люди будут менять этот мир, это 100%.